Păzește-ți piciorul străine când vii în cortul întâlnirii. Aici este casa Dumnezeului viu, cetatea nemuririi. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici vin acei cu dureri și necaz, aici vine cel care plânge. Aici vin aceia cu lacrimi pe obraz, spălați în sfântul sânge. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Vin copiii sărați și orfani, aici vin părinți cu durere. Aici vin bătrâni necăjiți și sărmani, să simtă-n Iisus mângâiere. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici e puterea ce mișcă chiar munți, puterea de la Rusalim. Biserica celor cântându-i osanale. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici vin bolnavi și acei disperați, vin cei ce doresc vindecarea. Vin cei chinuiți de demoni necurați, aici o scăldătoare. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Slăviți să fie Domnul! Fiți binecuvântați de Domnul, toți cei care ați ales ca în dimineața aceasta să poposim câteva clipe, câteva momente în casa lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Aici este casa unde copiii Domnului se întâlnesc cu răscumpărătorul nostru. Aici Dumnezeu vindecă bolnavii, aici Domnul vindecă sufletele noastre, aici Domnul ridică poverile, aici Dumnezeu înviorează inimile. Mărire Domnului! Avem un Dumnezeu minunat și mulțumim pentru că în această dimineață este aici prezent, laudă Domnului. Am dorit ca în continuare Duhul Domnului să pună în inimile noastre mai multă dorință de a lăuda, de a face voia lui Dumnezeu și de a ne încredința în mâna Lui, slăviți să fie Domnul. Voi da citire la câteva cuvinte din cartea Psalmilor,
la Psalmul 40, câteva versete, apoi, așa cum stăm înaintea Domnului, vom înălța o rugăciune prin care vom cere îndurarea Domnului să fie peste noi. O rugăciune prin care vom proslăvi pe Dumnezeu pentru că ne-a ocrotit. O rugăciune prin care cu toții să chemăm și în această dimineață ajutorul Domnului peste întreaga slujbă care va avea loc aici, în locul acesta, slăvit să fie în numele Domnului. Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Lăudați să fie numele lui Dumnezeu. Haideți, ca și în această rugăciune, să ne punem și noi nădejdea în Domnul și încrederea în Dumnezeu și El să ne asculte rugăciunea. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului.
ocupăm locurile. E un har din partea Domnului să fim aici. E un har din partea Domnului să avem posibilitatea să lăudăm pe Domnul toți împreună, să prețuim aceste momente. Știți, am trăit și momente când eram aici în față și sala era goală, vesteam cuvântul Domnului și ne rugam pentru cei care ne ascultă, dar îi mulțumim, Domnule, că a adus vremea când din nou să stăm împreună. Doamne, te rugăm, păzește poporul tău și lasă Duhul Sfânt să realizeze unitatea de care avem nevoie cu cerul și în dimineața aceasta. Lăuda să fie numele Domnului. Împreună cu toții vom lăuda pe Domnul cu o cântare și după această cântare Domnul să binecuvinteze fratele Mocanu, care ne va motiva la următoarea rugăciune. Și numele Domnului să fie slăvit. Amin. Ar fi marele har ca să mă țină în umblare, aș fi un mar mutat de mar, aș fi o stea rătăcitoare. Dar harul minunat mă ține să de nu ar fi al tău har mare. Dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uit în vale. Vâsnesc neîncetat, dar nu pot niciodată. De nu ar fi al tău har mare, de nu ar fi nădejdea sfântă și Duhul Sfânt în viață-mi jar, de nu ar fi vocea ta blândă, aș fi doar un hoinar. Doar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uit în vale. Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodată. De nu ar fi al tău har mare, să nu cad și știu că nu mă uit în vale. Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodată. De nu ar fi al tău har mare, n-ai fi fost jertfa iubirii adusă ca să nu cad și știu că nu mă uit în vale. Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodată. De nu
al Tău har mare, dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă uiți în vale. Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodată, de nu ar fi al Tău har mare. Și aș vrea să spun, de fapt, cum s-a mai zis în această dimineață și cum zicea și cântarea, avem har mare și slavă Domnului pentru aceasta. Și vreau să repet, pentru că nu vreau să fie doar o parolă care se spune duminică dimineața, avem har mare și vă rog să vă gândiți la lucrul acesta. Dacă vă gândiți, poate la săptămâna dumneavoastră care ați avut-o, ce s-ar fi putut întâmpla sau ce nu s-ar fi putut întâmpla, poate să nici măcar nu mai fim în viață. Dar slavă Domnului că ne-a dat harul să ne gândim și în această dimineață la ceea ce contează. Slavă Domnului că ne-a dat harul ca și în această dimineață să venim la picioarele Lui și să ne descărcăm stară sufletească, să ne aducem aminte că avem un Dumnezeu minunat, care nu ne lasă în vale, chiar dacă de multe ori pare că suntem singuri, chiar dacă de multe ori ni se pare că este așa de greu și nu mai știm încotro, avem un Dumnezeu mare. Și poate de multe ori ne încearcă răbdarea, poate de multe ori ne testează să vadă cum suntem și de multe ori îngăduie anumite lucruri ca să ne lege inima și gândul de El și de veșnicie. Pentru că toate trec, dar un lucru rămâne. Și lucrul acela minunat Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Și cred și sunt convins că în această dimineață Dumnezeu vrea să ne aducă aminte că trebuie să ne pregătim mai mult, noi ca biserică și fiecare individual. Și tocmai în direcția aceasta am gândul și aș dori ca să ne rugăm. Și prima dată aș dori să privim un pic în Vechiul Testament la poporul Israel, ales de Dumnezeu. Știți istoria lor, cum au fost eliberați din Egipt, știți istoria lor, cum au călătorit prin pustie și un pasaj scurt aș dori să citesc din Numeri, capitolul 9, versetul 15. Numeri, capitolul 9, versetul 15. În ziua când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii și de seara până dimineața deasupra colturului era ca înfățișarea unui foc. Întotdeauna era așa, ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfățișarea unui foc. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra colturului. Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului și nu porneau. Când norul rămânea mai puține zile deasupra cortului, iar tăbăreau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Dacă norul se apropia, se oprea de seară până dimineața și se ridica dimineața, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile sau o lună sau un an, copiii lui Israel rămâneau tăbăriți și nu porneau. Și când se ridica, porneau și ei. Tăbăreau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise. Și dacă mă gândesc un pic la lucrul acesta care este descris aici, îmi dau seama că pentru ei ziua de mâine nu era sigur. Mai stăm, plecăm, desfacem bagajele, ne împachetăm, pornim la dimineață și tocmai astăzi am ajuns sau mai așteptăm. Deci îmi dau seama că pentru ei nu era sigur cum o să fie ziua de mâine.
Și dacă mă gândesc mai departe, cât era de important ca ei să fie în veghere, cât de important era pentru ei să steie și aproape de tabără. Dacă o familie, să zicem, se gândea, o, aici e așa de frumos, acolo, dincolo de munți, pare să fie așa de fain, hai să ne luăm să plecăm. Și tocmai atunci s-ar fi ridicat norul. Oare n-ar fi rămas ei pe undeva până urmă? Vedeți? Îmi dau seama că de fapt așa este și cu noi. Trebuie să fim în veghere și gata la orice, la orice vreme să fim gata de plecare. Nu știu când pentru mine sau pentru fiecare individual va suna trâmbița, să zic așa. Sau nu știu și nu știm când va veni Domnul și biserica va fi luată. Dar știu un lucru. Așa cum poporul lui Israel a trebuit să vegheze, cum poporul lui Israel a trebuit să fie gata la orice vreme să-și iei lucrurile și să plece mai departe, așa și noi. Așa și noi, deci, haideți să ne aducem aminte de ceea ce contează. Contează să trecem brăitor prin viața aceasta și atunci să ne putem petrece veșnicia cu Domnul nostru, care este minunat și mare. Și totuși aș mai vrea să citesc niște pasaje din Noul Testament care subliniază și accentuează lucrul acesta pentru noi și cred că ele vor fi destul de clare ca apoi să intrăm în rugăciune. Citim din Matei, capitolul 24, versetul 36. Matei 24, versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a doua se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beiau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea omului. Deci când ne vom aștepta probabil ce mai puțin, când mulți vor fi cel mai nepregătiți, din aia cred că Duhul Sfânt vrea să ne aducă aminte, fiți gata, fiți gata, pentru că ziua aceea va veni ca un hoț. După cum de fapt citim și în 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Cât despre vrem și sorace n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile naștere peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vină să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți și să veghem și să fim treji. Amin, zic la lucrul acesta. Și mai încă un pasaj scurt din 2 Petru. Și apoi, după cum am zis, să putem intra în rugăciune. Deci 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile ceresc se vor topi de căldura focului. Și versetul 11 aș vrea să-l mai recitesc, ca întrebare pentru fiecare.
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Acum, dacă Dumnezeu ne înștiințează de lucrul acesta și știm că El se va întoarce și va veni, nu ne-a mințit niciodată și nu a mințit niciodată. El este adevărul. Toate lucrurile vor trece, pământul va trece. E un lucru ce cred că depășește imaginația noastră. Dar nu asta contează. Contează că Dumnezeu a pregătit pentru noi o veșnicie împreună cu El. Și pentru lucrul acesta, biserica trebuie să se pregătească. Pentru lucrul acesta, biserica trebuie să vegheze. Ca nu cumva ziua aceea să ne pregătească, să ne prindă nepregătiți. Deci, dragii mei, haideți în această rugăciune să ne aducem aminte și să închidem mai tare în mintea noastră și în inima noastră că fiecare zi poate să fie ziua când, așa cum Israel a trebuit să-și împacheteze lucrurile și să continue călătoria înspre țara promisă, tot așa și noi. Nu știm când va fi ziua aceea, dar știm că trebuie să veghem, știm că trebuie să fim pregătiți. Ce mare pierzare ar fi dacă unul dintre noi s-ar găsi în afara taberei sau n-ar fi pregătit. Doamne, ferește-ne de lucrul acesta. Haideți să ne aplecăm pe genunchi și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea aceasta și să pune gândul veșniciei mai mult în gândul și în inima noastră. Amin.
Slăviți să fie numele Domnului! În continuare, dorim ca din nou să lăudăm pe Domnul dintr-o cântare în comun și după această cântare, Domnul să binecuvinteze fratele Daniel Ister, care va avea motivare și Domnul să-l călăuzească pentru următoarea rugăciune. Îi mulțumim Domnului pentru prezența Lui, fie dragostea Lui revărsată peste noi toți. Amin. Tu ai înălțat munții, Doamne, lăudați să fii. Faci din flăcări slujitor, tu aduci ploaie, tu aduci nori, mare ești Sfânt Creator. Ce mare ești! Ca tine, Doamne, în univers.
Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Sunt prea frumoase aceste cântări pe care le cântăm și, sincer, vreau, sunt în familia fraților și trebuie să fim sinceri. Am încercat să cânt cu mască și am văzut că și dumneavoastră n-am putut. De aceea vă rog să mă iertați. Am vrut să lau pe Dumnezeu din inimă și o iau, o pun, dar cântăm să lăudăm pe Dumnezeu nostru și vă rog să mă iertați pentru lucrul acesta. Suntem în casa lui Dumnezeu și l-am simțit pe Dumnezeu aici și chiar cu lacrimi în ochi și cu dorința prinsă, îl simt pe Duhul Sfânt la lucru aici în adunare. M-am bucurat foarte mult de îndemnul fratelui Mocanu. M-am gândit când citea din Numeri acolo, ce frumos când poporul lui Dumnezeu era călăuzit direct de Dumnezeu, norul acela în timpul zilei și stâlpul de foc în timpul nopții. Când el se oprea norul, se oprea și poporul, când pleca, poporul se ridica, ascultam totul de Dumnezeu. Și atunci m-am gândit, noi astăzi, în vremea aceasta, când Dumnezeu nu s-a schimbat și este același ieri și astăzi și în veci, așa scrie aici și la noi pe perete, slăvit să fie numele lui Dumnezeu, m-am gândit, frați și surori, și îndemnul meu este în această dimineață să-L rugăm pe Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt, pentru că în vremurile acestea grele și complicate observ și tot mai clar se conturează în inima mea că fără puterea Duhului Sfânt, fără Duhul Sfânt, nu se poate face diferența și nu vom rezista. Revin la ceea ce spuneam, la îndemnul fratelui Mocanu, la îndemnul fratelui Cătălin și aș dori să Domnul să-l binecuvânteze și pe el și familia lui și biserica întreagă la fel. Noi astăzi, de cine ne lăsăm călăuziți? Și n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar dacă noi spunem că suntem credincioși pentecostali care credem în Duhul Sfânt, suntem neoprotestanți, noi de cine ne lăsăm călăuziți? Iertați-mă, stăm și așteptăm să vedem ce zice guvernul și biserica catolică? Sau întâi îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, noi privim să vedem ce se întâmplă, care sunt următoarele decizii, dar noi de Tine ascultăm. Când norul pleacă, plecăm și noi, când norul stă, stăm și noi. Să vedem, Doamne, vrem să ascultăm ce zice Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, noi am pornit pe calea aceasta și nu vrem să ne lăsăm opriți de nimeni și dorim ca credința noastră în Tine să rămână neșterbită. Aș vrea să citesc de aici, Domnul mi-a pus pe inimă să citesc din Ioan, din capitolul 7, cu versetul 37, un cuvânt care am fost foarte marcat. Era ziua de pe urma sărbătorii praznicului corturilor și Iisus Hristos era acuzat de cărturași de farisei, dacă vă amintiți și deschideți în Ioan, în capitolul 5, la Betesda, un om bolnav de 38 de ani a fost vindecat. El nu putea să intre în apă când îngerul tulbura apa și Iisus Hristos a trecut pe acolo și i-a dat vindecare. Și vreau să spun că problema mulțimii, dar mai mult a farisei și a cărturarilor, nu era că, în loc să se bucure că un om de 38 de ani o deveni vindecat de Iisus, știți care era problema? S-a făcut în timpul sabatului vindecarea. Și Domnul Iisus vine și le spune, dar voi, ca să nu stricați legea lui Moise, tăiați împrejur în ziua sabatului. Aici, în versetul 22 și 23, vine Domnul și spune. Și un om care de 38 de ani, să nu vă bucurați că a fost vindecat, de aceea vă spun, avem nevoie de Dumnezeu și de Iisus Hristos. Și frații lui spune în Ioan capitolul 7 că nu credeau în el. Și Iisus, după ce frații lui s-a urcat și Iisus Hristos la praznic. Și acolo, printre altele, dar întâi aș vrea să citesc, așa cum am spus, să rămân la gândul acesta de la versetul 37 din Ioan 7. Zice, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Unii din orod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Azi ziceau, acesta este Hristosul, și alții ziceau, cum, din Galileea are să vină Hristosul? Nu, zice Scriptura, Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem, de unde era David. S-a făcut dezbinare în orod din pricina lui. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Frați și surori, haideți în această dimineață să ne rugăm cu adevărat, să
Aș vrea așa cum Domnul Iisus vine și spune, dacă însetează cineva, aș vrea în această dimineață să facem legământ în inima noastră cu Dumnezeu că nu guvernului și lumii acestea vom sluji până la moarte. Că noi slujim lui Dumnezeu și să ne ajute El până la moarte prin Duhul Sfânt. Doamne, vrem să mergem cu Tine până la capăt. Știm că sunt împotriviri mari, dar vrem să mergem cu Tine. Și Tu ai avut împotriviri. Că și oamenii îl acuzau că are drac. Fariseii erau foarte tulburați și în versetul 32 spune că preoții cei mai de seamă când oamenii vorbeau în șoaptă și mulți spune că au crezut în el. Zice că au trimis pe niște aproși ca să-l prindă. Și Domnul Iisus a venit și a spus, mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi, dar unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Iudeii au zis între ei, unde are de gând să ducă omul acesta, că nu-l putem găsi? Dar noi avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus? Mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Frați și surori, noi putem să aparținem în fiecare zi lui Iisus Hristos și ca să, cu adevărat, dacă vrem să fim în ziua aceea cu El, avem nevoie să fim botezați de Duhul Sfânt și umpluți de Duhul Sfânt. Și întreb astăzi, Biserică Pentecostală Elim din Viena, frați creștini, mai credeți dumneavoastră cu adevărat în boteză cu Duhul Sfânt? Mai credem noi că Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Sfânt, prin proroci? Nu de mult m-am luat și o fată de-a mea mi-a scris o lucrare din 2019 care mi-a vorbit Duhul Sfânt aici și am zis, Doamne, ce minunat vorbești Tu și astăzi prin Duhul Sfânt, cunoscând vremurile care o să vină. Cărturarii și farisei erau supărați așa de rău că omul acesta vindeca în ziua sabatului, că nu era sub tiparele lor. Aș vrea, frați și surori, noi să potrivim în tiparul lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Atât erau de supărați, spune că după ce l-a auzit pe Iisus Hristos aprozii și garda templului cu ofițerii, cum a vorbit, s-a întors înapoi. Și uitați ce sunt întrebați aprozii. E foarte important lucrul acesta. Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta, lăudat să fie numele lui. Farisei le-au răspuns, doar n-ați fost duși și voi în rătăcire. A crezut vreunul în el, vreunul din mai mari noștri sau din farisei, dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Ce atitudine! Problema lor nu era că oamenii se întorceau, oamenii se pocăiau. Problema lor era că din clica lor, dintre farisei, să fi crezut unul și să le strice clica. Asta era problema. Oare cum este astăzi, frați și surori? Oare astăzi cum trăim? Am dorit în această vreme să ne încurajăm să trăim după voia lui Dumnezeu, să ne iubim unii pe alții, să ne ridicăm, să ne ajutăm. Căci avem de luptat, dar nu suntem singuri, că Duhul Sfânt este cu noi, lăudat să fie numele Domnului. Auziți ce expresie față de popor, zice, dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Doamne, ai milă de noi în această zi, Iisuse, Tu ești în mijlocul nostru, apără-ne Tu de săgețile care vin, tot mai grele. Și dacă observați, frați și surori, pe lângă că ceea ce se întâmplă în vremea aceasta, biserica parcă e foarte, tot mai tare lovită. Sunt loviți frați, surori, dar este lovită și familia. Uitați-vă cum guvernul maghiar și Viktor Orban au avut curajul să aibă o altă poziție față cea de la Bruxelles și să spună, trebuie să facem ceva, să ne apărăm copiii. Nu putem lăsa de la grădiniță și de la școală copiii noștri să învață așa ceva, lucruri grele și păcătoase. Luptăm să-i apărăm. Uitați câtă împotrivire. Haideți să ne rugăm și pentru poporul maghiar. Dar haideți să ne rugăm, pare că nu potrivim în contextul Europei, dar haideți să ne rugăm pentru cei care încaută să se împotrivească acestui val de a învăța copiii la kindergarten, la școală, aceste lucruri păcătoase. Avem dreptul să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să ne apere copiii, să ne apere familiile. Dar știți cum vom putea să lucrăm cu adevărat în voia lui Dumnezeu? Doar dacă suntem plini de Duhul Sfânt. Avem nevoie de lucrul acesta. Vreau să mergem pe genunchi și să luăm exemplul lui Iisus Hristos. Să luăm exemplul lui care a dus până la sfârșit toată lupta care a avut de dusă și a vestit Evanghelia care noi avem astăzi ca să ne dea mântuirea. Și l-a spus, nu vă voi lăsa singuri și orfani. Vă voi trimite pe Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt și azi lucrează la fel. Haideți să-L dorim. Haideți să lăsăm ca inima noastră curățită de sângele lui Iisus Hristos și prin rănile Lui să poată să ia loc Duhul Sfânt în noi și nu altceva. Vom merge pe genunchi și vom ruga pe Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt. Amin.
În continuare, vom lăuda pe Domnul cu o cântare, două strofe, și apoi vom veni înaintea lui Dumnezeu și vom aduce cauzele pentru care vrem ca să ne rugăm în această dimineață. Amin. Îngrijorați de viața voastră, căci de grijă Domnul va purta. El de toate în lume se grijește, cereți, credeți și veți căpăta. Ajunge zilei necazul ei, deci Domnului vă credința. Chiar de-ați fi și-n grobule, să nu vă îngrijorați. Ajunge zilei necazul ei, deci Domnului vă încredințați. Și chiar de-ați fi și-n grobule, să nu vă îngrijorați. Domnul mâna, din al său braț toate se hrănesc. Cu izvoare umple el fântâna și la viață toate se trezesc. Ajunge zilei necazul ei, deci Domnului vă încredința. Chiar de-ați fi și-n grobule, să nu vă îngrijorați. Ajunge zilei necazul ei, deci Domnului vă încredințați. Și chiar de-ați fi și-n grobule, să nu vă îngrijorați. Slăviți să fie numele Domnului, o cântare minunată care îți aprinde credința în Domnul, o cântare prin care îți aprinde nădejdea în Dumnezeu, să nu ne îngrijorăm. Domnul a fost cu cei care au fost în groapă cu lei și le-a dat izbăvire, au fost cei care au trăit tine în cuptorul cu foc, Domnul le-a dat izbăvire. Doamne, te rugăm în dimineața aceasta, dă-ne credință, Doamne! Doamne, în dimineața aceasta te rugăm, mărește-ne credința și Dumnezeu să lucreze la inimile noastre și al celor care în vremea aceasta trec prin încercări, trec prin necazuri, trec prin frământări, trec prin suferință. La cine să mergem decât numai la Domnul Iisus Hristos? Așa au spus odată ucenicii, Doamne, la cine să ne ducem? Căci doar la Tine găsim cuvintele vieții veșnice, slăviți să fie numele Domnului. La Tine, Doamne, găsim cuvintele de vindecare al inimilor, al trupurilor noastre și al sufletelor noastre. Măriți să fie numele Domnului. Psalmistul David spune că Cel a trimis cuvântul Său și a tămăduit pe toți bolnavii. Mărire Domnului Iisus! Am vrea ca în dimineața aceasta, unde lemnul Duhului Sfânt, Domnul să toarne peste trupurile bolnave, lăudați să fie numele Domnului. Domnul să toarne îndurare peste aceste solicitări pe care vrem să le aducem la cunoștința lui Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului, spune omului Dumnezeu, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi, slăbi să fie numele lui Dumnezeu. Copiii Domnului au înțeles căci Cel care ne vine în ajutor, Cel care se îndură de noi, Cel care are milă de noi,
este Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. De aceea am vrea ca în rugăciunea care urmează să venim înaintea Lui Dumnezeu și să aducem aceste cauze pe care le voi citi, deși sunt convins căci și în inimile dumneavoastră aveți cauze, aveți probleme sufletești de care numai Domnul le cunoaște, slavă Domnului, și poate că ați venit ca și Ana de altă dată. Mișcați doar buzele și sufletul suspină înaintea Domnului. Domnul să ne asculte rugăciunea în această dimineață. Domnul să se îndure de toți bolnavii și de tot poporul lui Dumnezeu. Să aruncăm asupra Lui toate grijurile noastre, toate problemele noastre, căci El însuși se îngrijește de noi, mărire Domnului Iisus Hristos. Când strigă un nenorocit, spune cuvântul Domnului, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui, glorie Domnului Iisus Hristos. În urmă cu două săptămâni, într-un miercuri seara, s-a anunțat aici de o familie care, a cărei fetiță a fost luată de Iugendam. A fost prezent acolo această familie și ne-a rugat înaintea Domnului. Am deschis cuvântul Domnului. În Psalmul 34, și acolo zicea Domnul, când strigă un nenorocit, Domnul aude-l și scapă din toate necazurile lui, glorie Domnului. Am strigat către Domnul și ne-a rugat, am plâns înaintea Domnului și am zis, Doamne, numai Tu poți să lucrezi, numai Tu poți să lucrezi la cauza aceasta. Și mulțumim Domnului, căci în marțea următoare, fetița a fost lăsată acasă. Avem un Dumnezeu mare, să ne încredem în El. Și oamenii de acolo au spus că din 100 de cazuri n-am mai întâlnit așa un caz. Și a luat Domnul aminte, căci Domnul lucrează și astăzi, frații mei. Cât de mare e necazul, dar Domnul e mai mare decât toate necazurile noastre. E Dumnezeu care veghează, slavă Domnului. Ne ridicăm înaintea Domnului și voi da citire la aceste solicitări, după care ne vor ruga Domnului, ca Domnul să ne mărească credința și să cerem ajutorul Domnului. Doresc să aduc înaintea Domnului pe fratele meu Corneliu, care mâine este programat pentru operația de coloană. Dumnezeu să se îndure și să aibă milă și în această operație Domnul să lucreze la mâna medicilor și El să-ți proslăvească numele. În acest bilet spune, Doamne, te rog, sprijină pe sora mea Cornelia și fiul dumneiei Bogdan. Aceștia au nevoie de sănătate și ne mulțumește înaintea lui Dumnezeu. Să aducem înaintea Domnului pe aceste două suflete, Cornelia și Bogdan, ca Domnul să se îndure și să lucreze. Să ne rugăm pentru un tânăr prins în lanțul vrăjmașului, ca Dumnezeu să-l izbăvească și să lumineze cu lumina sa. Amin. Vă rog să ne rugăm cu toată biserica pentru Gabriela, fata mea, ca Domnul să iasă înainte și să lucreze în îndurare. Dumnezeu să se îndure și să lucreze. Sunt sora Gina și aduc mii de mulțumiri lui Dumnezeu că m-a ajutat să ies biruitoare prin operația de anul trecut. Îl rog pe Dumnezeu să-și definitiveze lucrarea care o are cu mine. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. M-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-au pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Să ne încredem în Domnul, ne rugăm înaintea Domnului.
ale apelor vii și în numele Domnului Iisus îți mulțumim că vei face, fii înălțat în veci. Amin, amin. Reocupăm locurile. Slăviți să fie numele Domnului! Pentru că Domnul este mare, puternic, sfânt și glorios, merită toată lauda și toată gloria. În continuare, îi vom da locul fratelui Cezar Adam, care va veni și ei au decis să plece în țară. Aș vrea să-i dau un cuvânt de salut, de rămas bun și Domnul să-i binecuvinteze. Amin. După ce fratele Cezar va veni și va vorbi, familia Adam Cezar vor lăuda și ei pe Domnul cu o cântare. Numele Domnului să fie binecuvântat. Amin. Slăviți să fie Domnul Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus, Fiul și Duhul Sfânt, Mângâietorul, Călăuzitorul nostru. Merită toată slava și toată cinstia. Cred că emoții de astea am avut doar la căsătorie. Îmi mărturisesc că e un lucru greu care îl trece în momentul de față să ne despărțim. Au trecut 18 ani. Imediat în septembrie, de când am întâlnit Biserica Elim și aș vrea să vă spun că Dumnezeu a călăuzit toate lucrurile și în dimineața aceasta, tot ce s-a vorbit aici, toate îndemnurile, a fost o mână de ajutor pentru mine ca să mă pot exprima mai clar. Așa cum din numeri, din capitolul 9, Domnul vorbea prin fratele despre nor. Cred că norul acesta, Duhul lui Dumnezeu, se ridică și mergem după el. Și am vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunarea, frații, surorile, și să capete binecuvântarea cerului și să fie acea mângâiere a lui Dumnezeu peste voi mai departe și peste noi. Aș vrea să vă spun că aici cuvântul Dumnezeu spune, copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului, tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Cum am spus, este vremea și timpul să plecăm. Unul din frați a fost amuzant pentru mine, dacă vine prigoana, crezi că și în România nu o să ajungă? Am spus, fratele meu, s-a terminat capitolul Austria pentru mine, nu e altceva. Și aș avea Psalmul 40, iarăși un cuvânt care m-a întărit și Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine, nimeni nu se poate semna cu tine, aș vrea să le vestesc și să le trimitesc, dar numărul este prea mare ca să le povestesc. Avem acest lucru, cu tărie îl putem mărturisi în dreptul familiei noastre. Am văzut mâna lui Dumnezeu în felurite feluri, cum mulți alții de aici au văzut puterea Domnului de la început, prin nașteri, prin integrarea noastră, prin felul de slujire, prin lucrarea de unitate în Duhul cu unii, cu alții din popor. Lucrurile acestea ne-au încurajat și ne-au întărit și am vrea să binecuvântăm pe Dumnezeu mai întâi de toate. Aș vrea să mulțumesc fraților, surorilor care au avut răbdare cu noi uneori. Poate am greșit și cu siguranță am fost poate mai greoi. Am întristat unele inimi, poate, dar Dumnezeu s-o atins și o binecuvântat mai departe legăturile noastre. Și am văzut mâna lui Dumnezeu în implicarea noastră ca pentru aproapele nostru să slujim, să fim mână de ajutor. Și lucrul acesta aș vrea ca Dumnezeu să-L binecuvânteze mai departe aici, în mijlocul adunării. Să simțim unii cu alții, cum și noi am simțit dragostea fraților la început. Implicarea lor pentru ca să putem crește ca familie. Am învățat să facem la fel și să știți că Dumnezeu nu a rămas dator cu nimic. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată, și aș vrea să citesc, doar ca încurajare,
în Ioan. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și aici, în direcția aceasta, aș vrea să întăresc cuvântul fratelui care este că puterea lui Dumnezeu este aceea care ne-a fost trimisă ca mângâiere. O plecat Domnul Iisus la Tatăl să ne pregătească un loc, dar ne-a lăsat această putere a Duhului Sfânt care este de mare ajutor. Și vreau să întăresc aici inimile celor ce poate au gândul al nostru de a pleca. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne poate călăuzi, ne poate ajuta să luăm decizii clare și ca niște indicatoare pentru noi ca familie au fost înștiințările Domnului prin vis de noapte, prin vedenie, prin prorocii și am înțeles voia lui Dumnezeu și mai mult ca atât o înțeles și copiii voia lui Dumnezeu și aceasta este o bucurie. Tot așa să faceți, frați și surori, să nu vă luați după noi sau după alți frați, că este o mișcare tacită în vremea aceasta. Într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu a vorbit-o prin frați și am auzit lucrări că este o chemare, dar să știți, chemarea aceasta nu este pentru toți. Cum și-a fost o chemare și o strigare să plec și-a fost întărită plecarea mea ca și tânăr din România prin semne și cuvinte din partea lui Dumnezeu și claritate, tot așa e și plecarea noastră, să vă dea Domnul această călăuzire. Acest Duh al lui Dumnezeu este tăria noastră și este mișcarea care nu te face să greșești și lasă în urmă binecuvântare. Aș vrea să vă citesc din Corinteni, un cuvânt al lui Dumnezeu și să vă las ca și un salut. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi, cu toți, în Iisus, în Hristos Iisus. Amin. Aș vrea să vă mărturisesc lucrul acesta, pentru că rămân aici cu toată dragostea, cu toată bucuria și spuneam fratelui Vlas, poate ne mai vedem cu ajutorul Domnului, dacă ni se îngăduie să trecem vama. Dar dacă nu, în Duhul suntem uniți și stăm în mijlocire. Bucuria mea este că Dumnezeu ne-a legat pe mai multe linii de slujire și încurajez, fraților, Dumnezeu este bogat și în daruri, Dumnezeu este bogat și în felul de slujire ca să ne implice. Nu rămâneți doar la cântare, nu rămâneți doar la predică, nu rămâneți doar la ajutorare, pentru că este minunat Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne doar să-ți dea sănătate și alte lucruri nimic. Dumnezeu nu rămâne să-ți dea doar bani să-ți treci, să-ți duci viața, să treci luna și nu-ți dă sănătate și nu-ți dă copii și nu-ți dă binecuvântare în familie cu pacea Lui. Îți dă din toate. Deci noi așteptăm o varietate de lucruri, tot așa și noi să fim destoinici pentru lucrare bună, cum spune în Romani, gata să slujim și să vedeți atunci cum Dumnezeu ridică, întărește și lucrează ca mărturia Lui să fie în viața familiei noastre a fiecăruia. Mărturisesc lucrul acesta pentru că ați văzut de scurtă vreme, Dumnezeu a cercetat și inima fetei noastre, Abigail, nu a fost din partea noastră nicio presiune și ne-am bucurat mult pentru că a luat decizia aceasta să slujească pe Domnul. Lucrurile acestea vin, izvorăsc dintr-o implicare și aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Rămân la aceste cuvinte și cred că dragostea lui Dumnezeu ne cuprinde pe toți într-un mănunchi și ne vom bucura și mai departe de legăturile noastre în Duhul. Amin. Slăvit să fie Domnul, doar în câteva cuvinte aș vrea și eu să aduc mulțumire mai întâi lui Dumnezeu și felului în care a lucrat în familia noastră până aici.
A fost un plan al lui Dumnezeu, într-adevăr, cum spunea soțul când am venit. Am cunoscut o călăuzire deosebită și mulțumim lui că ne-a dus în țara asta felul poporului, felul de trai în lucrurile frumoase. Ne-a învățat Dumnezeu în lucrurile firești, vreau să zic, cât și Dumnezeu s-a folosit de atâția oameni minunați de aici, din biserică, care a fost pentru noi, într-adevăr, o mare binecuvântare și aș vrea să mulțumesc învățătorilor de la grupă care s-au ocupat de copiii noștri. Sunt, să știți, o mare binecuvântare și o călăuză înspre conduce înspre Hristos pe copii și să amintim Domnului mai mult învățătorii, pentru că joacă un rol important în cum spuneam, în călăuzirea copilor noștri către Dumnezeu și cred că asta e cel mai mare lucru care îl putem realiza. Mulțumim de asemenea fraților care au fost o binecuvântare, familiilor care ne-au sprijinit și dorim ca binecuvântarea Domnului să rămână peste fiecare familie în parte și să dea Domnul cu ajutorul lui să ne vedem în marea zi a întâlnirii. Eu aș vrea doar ca o mărturie să aduc, să vedeți cât de exact, eu am așa o vorbă, Dumnezeu e fixist, adică are El anumite lucruri foarte fixe, puse, așezate. Eram în anul 2019, în data de 12 august, mai exact, când am fost la o rugăciune și acolo am avut o vedenie din partea Domnului printr-un frate. Fratele ne-a spus așa, mergeam pe un drum. Am ajuns la un moment dat la un semafor și semaforul respectiv a spus Domnul că va mai fi pentru o vreme verde. După această vreme spunea Duhul Domnului că s-a văzut în vedenie că a început să clicăie culoarea portocaliu. Timp în care noi aveam tendința și impresia să mergem mai departe, așteptăm să se facă verde la aceeași traiectorie, la același mers mai departe. Dar a spus Duhul Domnului că trebuia să, ca o veghere din partea noastră să cerea, pentru că în momentul când trebuia să se schimbe culoarea verde care noi am fi așteptat-o, deodată, în partea dreaptă a noastră, a apărut un alt semafor care s-a făcut verde și în fața noastră, cel care s-a arătat de la început, s-a făcut roșu. Și Domnul a zis acolo să fie vegherea noastră, pentru că va trebui, să spun așa, ca și o direcție schimbată. Dumnezeu deschidea un alt drum pentru noi, dar era totul la o clipeală de ochi. Și de ce am amintit data? Pentru că în data de 12 august 2020, în familia noastră a avut loc o frământare, eram în pasul de a decide, de a lua o decizie importantă, ce facem. Dumnezeu a început să ne frământe, am început să înțelegem încet cu încet planul Domnului pentru noi, pentru că într-adevăr noi am vrut să ne mutăm, dar nu în afară de Austria. Și în ziua respectivă, așa o frământare a fost și am luat amândoi împreună și am început să cercetăm lucrările Domnului și ne-am pus și ne-am rugat și trebuia să dăm un răspuns important. Și dintr-o dată am descoperit această înregistrare că a fost o vedenie și așa de tare ne-a cutremurat, pentru că vedenia respectivă era exact ziua când Dumnezeu ne-a vorbit cu un an în urmă, în ziua de 12 august, și Domnul a zis că o vreme va mai sta verde. Exact în ziua de 12 august, Dumnezeu a început să frământe familia noastră și am intrat ca într-o stare de așteptare, ca într-o stare de portocaliu, de mai este un pic. Și de acolo încolo Dumnezeu a mai lăsat unele semne care pe noi ne-au întărit și mulțumim Domnului pentru călăuzirea asta și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Vă mulțumim în numele Domnului Iisus. Mai avem puțin de mers până la ținta mult dorită. Plânsul nostru va fi șters de lumina înveșnicită. Plânsul nostru va fi șters. Plânsul nostru va fi șters de lumina-n veșnicită. Mai avem puțin de stat pe
facem și în cerul minunat și în cerul minunat unete în popas vom face. Mai avem puțin de dus crucea pregătită și zburavă mult mai sus către zările albase și zburavă mult mai sus și zburavă mult mai sus către zările albase. Sfânta întâlnire în văzduhul cristalin cu Iisus preasfântul mire, în văzduhul cristalin, în văzduhul cristalin preasfântul mire, în văzduhul cristalin, în văzduhul cristalin, cu Iisus preasfântul mire. Amin. Rămâneți un pic în fața aici. Mulțumim Domnului pentru îndurarea Lui și pentru purtarea de grijă care Domnul a avut-o față de această familie. Mulțumim fratelui Cezar și Cristina pentru slujirea lor în casa Domnului. Haideți acum să ne rugăm, ne ridicăm înaintea Domnului și să încredințăm pe această familie în grija Domnului. Domnul să o ocrotească, Domnul să o protejeze, să plece de aici din Viena sub binecuvântarea Domnului, să ajungă România sub binecuvântarea Domnului și Domnul să vegheze asupra lor, să-i poarte în carul lui de biruință și Dumnezeu să vegheze în viața lor și Domnul să fie adăpostul și ocrotirea și sprijinul, Dumnezeu să fie binecuvântat. Ne rugăm înaintea Domnului.
Duhului Tău cel Sfânt, acum, Tată, o încredințăm în mâna Ta, Doamne, familia Adam Cezar și Cristina, împreună cu copiii lor. Doamne, Te rugăm, fii cu ei, Doamne. La plecare, Doamne, Te rog, păzește Tu și în România poartele de grijă, Doamne, fie adăpostul vieții lor și numele Tău să fie binecuvântat în veci. Amin, amin. Or, reocupăm locurile. Domnul să binecuvinteze inimile noastre, să fie adăpostul nostru și îndurarea Domnului să fie peste noi. Slavă Domnului Iisus! Emoțiile ne compleșesc când se întâmplă asemenea evenimente, dar mă rog Domnului. Și știu că Domnul va face. Ei va ocorti și pe ei și pe noi. Doamne ajută! În continuare, dorim ca să lăudăm, în primul rând, familia Ister. Vă lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi cu toată adunarea vă lăuda pe Domnul cu o cântare. În timpul acestor cântări, rog frații cu ordinea să se pregătească să face colecta pentru Societatea Gedeon, o societate, un grup de frați care se ocupă cu răspândirea Bibliilor prin spitale, în hoteluri, pe străzi, și Dumnezeu să ne dea inimă deschisă, Domnul să fie și cu ei și prin ceea ce veți face dumneavoastră, să aibă o înaintare binecuvântată de Domnul în distribuirea materialului creștine și Dumnezeu să fie binecuvântat în toate. Amin. După aceste anunțuri, Domnul să binecuvinteze fratele Istrate Avram, care avea un mesaj din partea Domnului, prin cuvânt, și Domnul să-l binecuvinteze. Amin.
Domnul să binecuvinteze pe fratele Cuibus, care vă lăuda pe Domnul cu o cântare, dar cu siguranță vă lăuda pe toți împreună cu el. Fie Domnul lăudat în veci. Amin. Este regele regilor și aici domnește tare Iisus. Slavă lui Iisus! În popasul ăsta de 3 ceasuri, în drumul nostru spre Canaanul Ceresc, prin pustia Egiptului, ne-am oprit. Și Iisus e aici. Și El e lumina lumii. Când vine lumina, se vede orice pată, se vede orice zbârcitură și oamenii nu iubesc lumina, de-aia stau la întuneric. Și ce bine e că ne-am separat de lume și acum suntem numai noi. Mare lucru să fii unde e Iisus. Și au zis că nicio pată și nicio zbârcitură acolo nu intră. Și acum mai este 1 ceas și 15 minute. În care Duhul Sfânt mai poate elibera, mai poate curăța. Sângele lui Iisus mai curăță orice păcat. Ce mare lucru să fii unde Iisus și El-i regele. Bucuria noastră în dimineața aceasta e pe măsura trăirii săptămânii care au trecut. Așa merge. Cât ai fost e duomnicesc, când vii în adunare, ești numai un amin și un aleluia și scurge lacrima aia de cercetare. Cât ai fost de firesc, așa vii acum, cum ai fost. Dar Domnul poate schimba situația. Și asta e bucuria noastră. Am venit apăsați și mergem înviorați. Am venit firești și mergem duomnicești. Și zicem, Doamne, lucrează Tu. Fa major. Ieșiți din Babilon, poporul meu ieșiți. Și înapoi nu vă uitați, ci dați de știre printre frați, că timpul e greu. Am rânduit ca necas să fiu cu voi până la sfârșit. Dar nu uitați că și eu v-am spus, orice ați avea de suferit, voi fi cu voi. E vremea trâmbiței din urmă, pe-ai mei aleși din voi adună. Dați mâinile acum, nu vă certați pe drum, grijă de voi purtați, căci toți îmi sunteți frați, căci toți îmi sunteți frați. Și chiar în jurul tău, cu grijă să lucrezi, la cel căzut și slab, că-și sementul ești. De voi găsi, făcând așa, îmi voi întinde mâna mea și trupul meu și peste acei ce cu blândețe v-au primit ca pe ai mei. În rugăciuni, când stăruiți, de fiecare amintiți, cuprindeți chiar pe păcătoși, cu orice om voi fiți miloși, ca mine fiți. Iată trâmbița acum ce sună, din voi adânci pe-ai mei i-adună. Și chiar de-o-i zăbovi, dorul ți-o-i împlini, salvând vei fi salvat, dorește neîncetat, dorește neîncetat. Pe toți să-i mântuiești, tot timpul să fii treaz, că așa vei birui
în marele necaz. E vremea trâmbiței din urmă, pe-ai mei aleși din văiatună. Dați mâinile acum, nu vă certați pe drum. Grijă de voi purtați, căci toți îmi sunteți frați. Căci toți îmi sunteți frați. Și chiar în jurul tău, cu grijă să lucrezi la cel căzut și slab, căci semen tu ești, că semen tu ești. Mână cu mână, toți împreună, să ne rugăm, fraților, până la sânge și vom învinge tainele ispitelor. Toată adunarea, mână cu mână, toți împreună, să ne rugăm, fraților, până la sânge și vom învinge tainele ispitelor. Să ne rugăm, să ne rugăm, să-i cerem să ne îmbrace cu putere, că zilele vor fi nespus de grele, să-i cerem să ne îmbrace cu putere. Mâine cu mâine, toți împreună, să ne rugăm, fraților, până la sânge și vom învinge tainele ispitelor. Să ne rugăm, să ne rugăm, așa cum s-a rugat și Ieremia, așa cum s-a rugat și Ezechia, așa cum s-a rugat și Maria. Mână cu mână, toți împreună, să ne rugăm, fraților, până la sânge și vom învinge tainele ispitelor. Domnul să dea biruința adunării, amin. Slăviți să fie Domnul! Toată lauda, toată slava și cinstie o aducem Domnului nostru Dumnezeu. Ce-mi place Efeseni, cum începe, aș vrea să fie și pentru noi. Efeseni 1, versetul 3 spune așa de frumos: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Amin. În dimineața aceasta aș vrea ca toată lauda, toată slava să fie a Lui. Amin. Pentru tot ce a făcut pentru noi, pentru tot ce ne-a dăruit. Avem un Dumnezeu mare, puternic și sfânt. De aceea, glorie, slavă ție, Dumnezeul nostru. Aș vrea să, astăzi să ne privim puțin, atenția, să ne îndreptăm spre Efeseni 6, de la versetul 10 la 18, dar înainte de asta aș vrea să aduc mulțumire lui Dumnezeu, pentru că ne-a ocrotit, am fost cu adolescenți în tabără, ne-a ocrotit, ne-a păzit, a fost cu noi. Dumnezeu ne-a păzit de tot ce se putea întâmpla rău, la plecare a fost cu noi, la întoarcere a fost cu noi, nu cu obstacole. Știți unii dintre voi, busul s-a stricat la întoarcere, dar biruința a fost a Domnului, este a Domnului, mulțumim pentru asta, mulțumim pentru părtășia care am avut acolo, mulțumim că Dumnezeu a mișcat inimile tinerilor, adolescenților, în perioada asta așa de grea,
Așa de grea, perioada asta, de la 12 la 16 ani, adolescenții se confruntă cu atâtea schimbări. La nivelul trupului lor se produc atâtea schimbări și cumva sunt dați peste cap. Apoi, la nivel spiritual, sunt confruntați să ia multe decizii. De aia, un sfat aș vrea să... pentru noi, pentru biserică, să nu contenim să ne rugăm pentru ei. Au atâta nevoie de sprijinul nostru. Apoi în familiile noastre să nu uitați, dragi părinți, să-i încurajați. Au nevoie în perioada asta, când trupul lor se schimbă, atâtea schimbări în viața lor, au nevoie de încurajările voastre. Au nevoie de aprecierile voastre. Să-i apreciați pentru orice lucru bun pe care îl fac, pentru că așa, făcând așa, îi veți câștiga pentru Hristos. Acum, haideți să ne ridicăm în picioare, citim din Sfânta Scriptură câteva versete. Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 la 18. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestor luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Timpul nu este așa de lung, așa că vreau să trecem rapid, să învățăm câteva lucruri astăzi, să știm câteva lucruri. Fiecare dintre noi suntem într-o luptă. Fiecare dintre noi suntem în luptă. Și acum trebuie să ne gândim cu cine luptăm. Sunt două armate, armata lui Dumnezeu și armata celui rău. Aș vrea în dimineața asta să te gândești foarte serios în armata cui ești, să realizezi că există două armate și să te gândești în ce armată ești tu. În ce armată ești? Noi avem de luptat, spune cuvântul lui Dumnezeu, avem de luptat și în fiecare zi dăm o luptă. Însă de multe ori se întâmplă ca noi să ne luptăm unii cu alții și lupta asta e greșită. Cuvântul lui Dumnezeu astăzi ne cheamă la luptă și ne spune împotriva cui trebuie să luptăm. Împotriva cui trebuie să luptăm? Și spune că noi avem de luptat nu împotriva cărnii, a sângelui, nu împotriva noi unii împotriva altora, ci împotriva căpeteniilor, stăpânirilor, a duhurilor, răutății, care sunt în locurile cerești. Avem de luptat. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă vrem să luptăm și suntem în armata lui Dumnezeu, trebuie să fim echipați. Trebuie să ne echipăm. Și cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 10, spune așa:
spune așa: încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Pentru a lupta, pentru a fi, dacă ești în armata asta a Domnului, tu trebuie să te întărești și eu trebuie să mă întăresc. Și noi putem să ne întărim în Domnul. Apoi, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ne spune în continuare cuvântul. Întâi trebuie să ne întărim, să ne întărim în Domnul. Și apoi să ne îmbrăcăm. Suntem chemați la luptă, dar suntem chemați și să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu. De ce să ne îmbrăcăm? De ce să ne îmbrăcăm cu armătura lui Dumnezeu? Ca să putem să ținem piept atacurilor celui rău. Pentru că dacă nu te îmbraci în armătura asta pe care Dumnezeu ți-a pus-o la dispoziție, nu poți să ai biruință. Nu poți să ai biruință. De aceea Dumnezeu astăzi te cheamă ca să iei această armătură pe tine. Să iei această armătură pe tine ca să poți să biruiești, ca să poți să ai biruință. Să poți să ai biruință. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotriviți în ziua cea rea. Ca să poți să te împotrivești atunci când ispita vine, atunci când necazul vine, ca să poți să stai, să ai biruință împotriva uneltirilor diavolului, când vin uneltirile diavolului. Nu totdeauna ești în război. Dar vine momentul luptei, vine momentul când tu trebuie să lupți, când ești atacat. Vine momentul atacului din partea celui rău și dacă ești dezechipat și dacă nu ești îmbrăcat, nu vei avea biruință. De aceea cuvântul lui Dumnezeu în dimineața asta ne spune așa de clar: îmbrăcați-vă, întăriți-vă, pregătiți-vă, antrenați-vă, fiți tari în Domnul, ne spune în altă parte cuvântul lui Dumnezeu. Fiți tari, întăriți-vă. Este vremea, poate acum nu ai luptă, dar este momentul când poți să te pregătești pentru luptă. Amintea fratele Virgil în tabără, el a fost în armată și spunea că totdeauna își pregăteau armele, le usturiau, le pregăteau să vadă dacă-s bine, dacă ținta poate să o prindă bine. Mi-a plăcut lucrul acesta. În timpul când nu avem de luptat, noi trebuie totuși să facem ceva. Armele noastre să le pregătim. Armura nu este orice fel de armură și armura ți-o dă Dumnezeu. Dumnezeu îți dă armura, armura o primești de la Dumnezeu, tu doar trebuie să o îmbraci. Armura este de la Dumnezeu și tu trebuie să o îmbraci. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Acum aș vrea să privim la armura aceasta pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o și să privim spre asta, să vedem ce avem, ce ne lipsește. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotriviți în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. O componentă acestei armuri este adevărul. Adevărul. Oare de ce este nevoie ca să fim încinși cu adevărul? Și cuvântul Domnului spune că Biblia este adevărul. Cuvântul acesta pe care îl avem de la Dumnezeu este adevărul. Trebuie să cunoaștem acest adevăr al lui Dumnezeu ca să putem face deosebirea atunci când diavolul vine, poate cu o erezie, cu o amăgire. Dacă eu nu cunosc adevărul, nu pot face deosebirea între voia lui Dumnezeu și alte lucruri, alte erezii. Însă dacă în viața mea adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, îl am, îl citesc, îl strâng în inima mea, spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Avem nevoie de această centură a adevărului. Și mă rog ca Dumnezeu să ne-o dăruiască.
Și acum poți să-ți faci și o cercetare. Ai această centură? În orice împrejurare în care te-ai afla, spui adevărul? Oricu ce te-ai confrunta, de pe buzele tale iese doar adevărul? Cercetează-te la lucrul acesta. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Sunt zalele alea care aveau împărații romani. Soldații romani o luau așa și după aia se legau cu centura. Și platoșa îi păzea de săgețile celui rău. Le păzea inima ca să nu fie străpunsă de vreo săgeată. Erau zalele alea de fier care împiedica ca săgețile să intre în ei. Tot așa cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Proverbe 4:23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Avem nevoie ca la nivelul inimii să fim păziți de atacul celui rău. Să fim păziți de atacul celui rău. Apoi Apostolul Pavel ne îndeamnă și spune, îmbrăcați-vă, încălțați-vă, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Dumnezeu să ne ajute să fim îmbrăcați. Soldații romani aveau acele încălțăminte care erau legate de piele, care erau legate până sus. Și ne spune că aceste încălțăminte îi proteja foarte mult atunci când erau în luptă, dacă erau ceva obstacole, dacă erau ceva greutăți în calea lor. Însă Apostolul Pavel ne îndeamnă să luăm, să avem aceea râfnă pentru a predica Evanghelia lui Dumnezeu. Și ne dă o poruncă Domnul Iisus și spune, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice poruncă, la orice, duceți-vă și vestiți Evanghelia la orice făptură. E porunca Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să privești și la lucrul acesta. Cât de mult ai tu această încălțăminte în picioare? Cât de mult? Cât de mult ai dorința aceasta în inimă de a vesti cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mult? Folosești tu orice ocazie pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu? Folosești tu orice împrejurare pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu? Sau poate ai o stare de indiferență, stai nepățător, poate nu te interesează de vecinul tău, de colegii tăi de muncă. Aș vrea să te întrebi cât de mult ai această râvnă pentru Dumnezeu în a vesti această evanghelie a păcii. Dumnezeu ți-a dăruit-o și mi-a dăruit-o și mie, însă El ne spune, mergeți și voi și vestiți această evanghelie a păcii. Pentru ca și alții să cunoască pe Dumnezeu, ca și alții să ajungă să cunoască mântuirea, să ajungă la mântuire și Dumnezeu să ne ajute să fim plini de râvnă pentru Dumnezeu. Să ne ajute să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Ai tu centura adevărului? Trăiești o viață de neprihănire? În viața ta se vede lucrul acesta, ești un om neprihănit? Ai și această încălțăminte de a, în picioare? Ai această râvnă de a vesti și altora Evanghelia? Cercetează-te la aceste trei lucruri, să vezi ce îți lipsește. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune, luați și scutul, care reprezintă credința pe care o avem în Dumnezeu. Credem cu tărie că El va împlini toate promisiunile, iar această credință ne ajută să stingem toate săgețile aprinse ale celui rău. Prin acest scut al credinței putem să stingem toate săgețile arzătoare a celui rău. Scutul era acea, era făcut din lemn sau din metal, depinde. Era înfășurat cu piele,
uneori imbibat în apă. Și atunci când săgețile aprinse veneau, soldații romani ridicau scutul și se stingeau. Tot așa Pavel aduce această imagine înaintea noastră și spune: luați scutul credinței. În viața noastră este de trebuință să avem credință. Că fără de credință nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi credința este o încredere neclintită, ne spune în Evrei, o convingere sigură, o certitudine. De ce este important să credem? Credința ne ajută foarte mult. Trebuie să credem că există un singur Dumnezeu, să credem că suntem mântuiți, că Dumnezeu nu s-a schimbat. Am scris mai multe lucruri aici, că Dumnezeu ne poartă de grijă, că Dumnezeu ne va duce acasă. Și toate astea au referințe și biblice, că există rai, că există iad, că există viață după moarte. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că credința vine în urma auzirii. Credința vine în urma auzirii și Dumnezeu să ne facă niște oameni plini de credință. Credința ajută foarte mult atunci când atacurile celui rău vin, când săgețile arzătoare sunt trase înspre noi. Dacă ai credință și crezi puternic în Dumnezeu, orice săgeată ar veni, tu poți să ridici credință, tu poți să ridici acest scut, să crezi că Dumnezeu este de partea ta, că nu te lasă niciodată. Însă dacă în viața ta se cuibărește îndoiala și frica, greu vei trece. Când săgețile arzătoare vin în viața ta. Însă dacă vei lua acest scut, îl vei ridica. Când atacurile celor rău vin, când atacurile din partea demonilor vin, dacă tu spui toată încrederea în Dumnezeu, dacă te încrezi puternic în El și știi că orice lucru care se întâmplă vine de la El, vei avea biruință. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune: luați și coiful mântuirii. Așa cum coiful proteja capul unui soldat, tot așa speranța salvării ne protejează gândirea. Această speranță ne ajută să nu pierdem în vedere promisiunile lui Dumnezeu și să avem o perspectivă corectă asupra problemelor. A purta coiful mântuirii presupune a ne armoniza gândirea noastră cu gândirea lui Dumnezeu. De exemplu, ne punem speranța în Dumnezeu, nu în lucrurile materiale, nu în ceea ce avem noi, nu în bogățirea acestei lumi. Ne strângem comori în ceruri și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Voi trece iarăși peste o altă componentă acestei armături, este sabia Duhului, de care avem mare trebuință. Avem mare trebuință. Toate aceste elemente ale armurii pe care le-am prezentat aici, toate sunt elemente de apărare. Prin ele ne apărăm, prin toate. Toate sunt pentru apărare. Chiar și sabia, însă sabia este pentru apărare, dar este și pentru lovire. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune să luăm această sabie a cuvântului Dumnezeu. Această sabie ne ajută să combatem învățăturile false. Dacă vom lua această sabie și o vom avea în inima noastră, dacă ne vom lăsa și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va ajuta în viața noastră. Acum aș vrea să, la aceste scurte îndemnuri pe care le avem, Dumnezeu să ne cerceteze, să vedem de ce avem nevoie. Ce ne lipsește din această armătură? Ce îți lipsește? Le ai pe toate sau îți lipsește ceva? Și dacă îți lipsește ceva, roagă-L pe Dumnezeu ca să te ajute să îmbraci această armătură a Lui. Armătura trebuie îmbrăcată, nu uitați lucrul ăsta. Armătura trebuie întreținută, ea trebuie să fie completă și
Să nu uităm că în lupta aceasta spirituală pe care o avem de dus, nu suntem singuri. Nu trebuie să lupți de unul singur. Să nu uiți cine este comandantul tău, să nu uiți că ești într-o echipă, să nu uiți că ai frați și surori. Nu ieși din armata asta și lupta de unul singur, luând-o înainte, pentru că vei fi o victimă, săgețile te vor lovi. Învață să lucri în echipă, învață să apelezi la frații tăi, învață să ceri ajutor. Atunci când săgețile vin, atunci când diavolul trimite săgeți înspre tine, cere ajutor, cere sprijin de la frații tăi. Și cu siguranță Dumnezeu ne va ajuta să ajungem biruitori cu El. Domnul să vă binecuvinteze, amin. Lăudați să fie numele Domnului, să luăm această armătură pusă de Dumnezeu la dispoziția noastră, să ne îmbrăcăm cu ele și cu adevărat vom ieși biruitor în încercările vieții și Domnul să ne ajute la aceasta. Continuare, Dumnezeu să-L binecuvinteze pe Iosif Ister, care vrea să laude și el pe Domnul cu o cântare și după această cântare, mă rog ca Domnul să dea cuvânt fratelui Daniel Locuța, și Dumnezeu să ne cerceteze pe toți prin Duhul Sfânt. Amin. În Psalmul 65:2 este scris: Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Și pentru că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, doresc să mulțumesc pentru această încântare. Amin. Scăparea mea, la tine am găsit un loc de nădejde, când tot în jur se clatină, la tine eu vin, la tine eu vin, pace tu lacrima, la tine eu vin, la tine eu vin, pace tu îmi dai din plin și îmi ștergi lacrima, la tine eu scăparea mea, la tine am găsit un loc de nădejde, când tot în jur se clatină, la tine eu vin, la tine eu vin, pace tu îmi dai din plin și îmi ștergi lacrima, la tine eu vin, la
tine eu vin, pace tu îmi dai din plin și îmi ștergi lacrima. La tine eu vin. Amin. V-aș vrea să vă ridicați în picioare, e bine și pentru picioarele noastre, e bine și pentru minte, și să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. Vom citi din Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 6. Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 6, și să urmărim împreună cu evlave și cu respect cuvântul Domnului. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca buiet unor ape multe, ca bubuit unor tunete puternice, care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeu nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprienite ale sfinților. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielui. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Se cuvine să mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile, să-L binecuvântăm pentru încă o zi care ne-a mai dat o zi de har și o zi de îndurare. Și în toate poporul Lui să zică din toată inima: lăudat și glorificat să fie numele Tău. Amin. Mi-a pus pe inimă Domnul aseară și voi vorbi în dimineața aceasta, vă voi pune o întrebare la fiecare dintre voastre, mi-o pun mie și vă pun la fiecare dintre voastre: cum stați cu pregătirile de nuntă? Cum stați cu pregătirile de nuntă? Una din imaginile cele mai frumoase și surprinzătoare în Scriptură e că credincioșii, biserica, e mireasă. Și ca mireasă, o așteaptă o nuntă. O așteaptă o nuntă. Ba noi suntem mireasă, dar merge până acolo testul și zice: ferice de cei chemați la ospățul mirelui. Și chemat la ospății ceva, dar minte să fii mireasă, nu? Și îi sublinează foarte tare, apare des, apare: apoi mi-a zis, apoi mi-a zis. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. E ceva de luat în seamă, nu? E ceva de luat în seamă. Deci cum stăm cu pregătirile de nuntă? Cum stăm? Voi începe foarte pe scurt ca să înțelegem, că trebuie să înțelegem puțin contextul, trebuie să înțelegem puțin contextul, să vorbesc puțin despre biserică. E unul din lucrurile cele mai greu înțelese de noi în ultimele vremuri, și pentru că înțelegem greșit, multe vremuri înțelegem greșit rolurile, scopul, felul cum ar fi, și de cauza aceasta trebuie să încep că biserica e mireasă de, cu biserica. Ce este biserică? Ce este biserica? Și după aia trebuie să mă întreb dacă eu sunt în ea, dacă tu neta ești în ea. Biserica e mireasă. Acum, în Noul Testament, este un cuvânt în grecească despre biserică, se cheamă Eclesia, și tradus în Biblie cu foarte des cu adunare. Deci biserica are un înțeles așa numit, se numește secular, laic, sau să zicem noi lumesc, adunare. Adică niște oameni care se adună cu un scop. Scopul nu trebuie neapărat să fie bun. Dar ei se adună cu un scop, nu trebuie bun. În Fapte 19, foarte pe scurt, apare o răscoală
contra lui Pavel și ăștia fac o adunare ca să se răscoale. 19 cu 32 încep să strige în gura mare, unii strigau una, alții strigau alta, căci adunarea era în vălmășală. Și Benedetto mai departe des folosește cuvântul, ăștia s-au adunat și ei cu un scop să facă trăboi. Versetul 39, dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. Zice des adunare. Versetul 41, după aceste cuvinte, a dat drumul adunării. Adunării. Zice des ca adunare, dar cuvântul eclesia înseamnă biserică, oamenii care se adună cu un singur scop. Atunci e biserică când se adună cu un scop. Să-L slăvească pe Hristos. Dacă se adună cu alte scopuri, să meargă la pescuiți, să meargă la vânătoare, să adună. Dar e biserică când se adună să-L slăvească pe Hristos. Apare singurul text, iarăși, un singur text în care apare în Biblie, în Biblie, în care spune că chiar și în bisericile locale s-ar putea să fie oameni nemântuiți. În Apocalipsa 2:14, dar am ceva împotriva ta la biserică, îi spune, la o biserică, bisericii din Pergam, care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potinire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să te dea la curvie. Ăștia sunt biserică, dar n-au nimic de face cu biserică. Îs între noi, dar nu-s de noștri. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urez. Toți în biserică. Mulți că ăștia erau șefi. O să credeau șefi. Și Domnul zice, îi urăsc. Îi urăsc. Și din cauza aceasta, ceea ce voi vorbi, că la nuntă va fi chemată numai biserica reală a lui Hristos. Biserica reală a lui Hristos face parte din oamenii care cu adevărat sunt mântuiți, care cu adevărat se adună să-L servească pe Hristos, dar ei sunt și mântuiți. Și mântuiți. Foarte pe scurt, că trebuie să pricepem puțin, să pricepem cine a venit cu ideea bisericii. Cine a venit cu ideea, de unde și are originea, ca să pricepem. Am vreau să vă spun că niciunul dintre noi n-am fost destul de deștept să avem astfel de idee. Mi-a plăcut, am citit o carte luată de la biblică și mi-a plăcut, nu era religioasă, dar spunea un om din lume, zice, mă uimește, zice, de unde e ideea asta a căsătoriei, zice el. Mai mi-a uimit foarte. Era un om din lume, n-avea nimic cu Dumnezeu, zice, mă uimește, zice, nu cred că i-a trecut unui om prin cap ideea asta. Cu adevărat, a venit de la Dumnezeu. Deci, originea bisericii apare în Matei 16, și citind de la versetul 7, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele s-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care sunt ceruri, și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră, catolicii cred că pe el, dar se înțelege că pe credința lui, voi zidi biserica mea. Voi zidi biserica mea. Cine zice? Domnul. Și porțile locuinții morților nu vor birui. Sunt multe imperii care odată cu întemeitorul lor, cu moartea întemeitorului lor, au dispărut. Multe în istorie. Dar Iisus zice, voi zidi biserica mea. El e constructorul. Arhitectul și constructorul. El e arhitectul și constructorul, că de aici vreau să pornim, arhitectul și constructorul, iar în 1 Corinteni 3 cu 11, căci nimeni, repet, nimeni nu mai poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Arhitectul și constructorul și temelia. Acum nou ca oameni ni se pare foarte grozav. Dar aș vrea să vă întrețin. Credeți că biserica mere mai departe fără mine? Mere, cu siguranță. Acum aș vrea să-mi arătați pentru unul dintre dumneavoastră fără de care nu se poate. Care așa e de important
Că fără El nu se poate. Noi toți ne credem foarte important și credem că fără noi nu merge. Hristos e temelia. Hristos e temelia. Eventual eu sau fiecare dintre noi putem să fim o piatră. O cărămidă. Așa, merem iară mai departe. Care-i scopul? Care-i scopul pentru care a întemeiat Hristos biserica? Ca să înțelegem mai bine. Ca să înțelegem puțin mai bine și apoi ne ducem mai departe. Ca să înțelegem mai bine și sunt patru imagini folosite în Scriptură. Ele se mai și numesc funcțiile, funcțiile, adică ce rol are biserica în lume. Ce rol are biserica în lume. Și ca să pricepem, numai foarte puțin. Și prima imagine, că-s folosite imagini să ne intre la cap, apare în Evrei 3:6, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Prima imagine este casa lui Dumnezeu. Foarte pe scurt vă explic ca să pricepeți, să pricepem, să înțelegem, în perioada evreilor, Domnul locuia în Sfânta Sfintelor, deasupra capacului de aur pe care se punea jertfa, sângele, se stropea sângele adus ca jertfă pentru spălarea păcatului. Acolo locuia Domnul. Apoi, mai încolo, în templu, Domnul vine și locuiește în templu. Acum, în perioada Noului Testament, merge mai departe și Domnul vrea să locuiască în noi. Drept răspuns, Ioan 14:23, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, acum noi toți ne lăudăm că iubesc pe Domnul, nu? Aia ne-a adunat aici, este vreunul dintre noi care zice că nu-L iubește pe Domnul? Va păzi cuvântul meu, deci dacă mă iubește, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Și acum vă rog să fiți atenți, noi vom veni la el și îmi vom locui împreună cu el. Poate pe scurt, ca să înțelegeți, surorile înțeleg mai bine, când vin musafiri acasă, ce faci? Dacă se poate adun hainele. Le barunci pe dulap, le bați sub pat. Dar trebuie curățenie. Trebuie curățenie, asta e ideea. Trebuie curățenie. Când zici că vine Hristos și Hristos locuiește în mine, Dumnezeu locuiește în mine, ba mai ales Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, păi iubiții mei, să-mi fie cu iertat. Trebuie curățenie. Trebuie curățenie. Și nici măcar nu-ți vine ca musafir, ci vine să locuiască. Ama când vine musafir acasă, mai facem, faci curat în camera mare și zici, băi, în dormitor nu intra, că și așa e catastrofă, dar nu-i spui. Zici, debara, nu deschide ușa, că nu cumva să-ți pice toate în cap. Dar când cineva stă la tine, când cineva stă la tine, ăla nu poți să-l oprești. Să nu se uite și în debara, să nu se mai uite și în dormitor, să nu se mai uite și pe... Dacă cu adevărat Hristos locuiește în noi, păi trebuie curățită orice colț, orice colț, orice gândire, orice faptă, orice. Pentru că nu este nimic care să-i scape, sau credeți. Doamne, nu te băga acolo, te rog mult, acolo nu te băga, acolo e treaba mea privată. Nu te băga la ce mă uit, că e treaba mea privată, tu stai numai în camera mare. Vine numai duminica. Nu funcționează. Crezi că funcționează? Nu funcționează. Ne uităm al doilea, foarte frumos, merg mai departe, ne uităm al doilea. Ce este biserica? Ce este biserica? 1 Timotei 3:15. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului Celul Viu, stâlpul și temelia adevărului. Stâlpul și temelia adevărului.
Acum, când folosim adevăr de circunstanță, azi e adevăr, peste două luni nu mai e adevăr, exact același lucru. Azi e albă, peste trei luni nu mai e albă. Să-mi fie cu iertare. Să-mi fie cu iertare. Păi nu suntem biserică. Suntem politicieni. Când promitem marea și cu sarea, numai să se rezolve anumit lucru și după aia, păi, iubiții mei, hai să intrăm în politică. Îmi spunea cineva astăzi și mi-a plăcut enorm de mult, zice, am fi cei mai buni politici. Credeți-mă, eu cred că noi am fi cei mai buni politici. Cei mai buni politici. Păi aia nu-i biserică. Nu-i biserică. Stâlpul și temelia adevărului. Aici este adevărul, că ne place, că nu ne place. Te bazezi pe el, rămâne în picioare și așa mâine. Dar mi-a explicat, nu-i bun, dar iar vă mai spun, mi-a venit în minte, am luat o casă datorită unui austriac care n-a avut nimic de a face cu Dumnezeu. Și stăteau acolo, eu, mi-a luat unul din biserică, mi-a zis total nebăgat, zis, Daniel, te duci acolo, mi-a vorbit ca un proroc. Pui semnul ăsta. Dacă se întâmplă de la Domnul, nu negociezi, nu zici tu asta, zici. Eu ca și puteți acum o să zi el, unul din biserică. Mă duc acolo, plin de lume, mă ia pe mine și eu îi spun exact așa cum a zis asta. El se uită lung la mine, stă și se uită la mine, stă și se uită la mine. Și de acord. Zic, nu face mărtii. Omule, eu am cuvânt. Cuvântul meu e cuvânt. Zic, domnule, dar te așteaptă oamenii afară, ți-au oferit cu 5, 10, 15, 20 de mii de euro. Omule, tu nu pricepi, eu am cuvânt. Zic, domnule, mă duc în România, am niște probleme, rămân mai mult timp în România, nu vin, vin peste 3 luni. Omule, cuvântul meu ține și 3 luni. Și zic, nu face mărtii. Dă mâna, că eu am cuvânt. Și așa, mă. Eu dat o lecție, niște părți. Se duce mai departe, mă duce mai departe, biserica pe lângă că este casa adevărului, pe lângă că este casa lui Dumnezeu, pe lângă că este stâlpul și temelia adevărului, biserica mai este un alt lucru, o altă imagine folosită, este trupul lui Hristos. 1 Corinteni 6:15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare a lui Hristos? Vă leau eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele al unei curve, nici de cum. Nici de cum. Trupa lui Hristos. Și sunt alte teste care folosește, care spune, care ne spune foarte clar că fiecare suntem mădulare unui altuia în acest trup al lui Hristos. 1 Corinteni 12:27, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. V-ați gândit bine ce zice? Fiecare în parte mădularele lui. Cel mai mic. V-aș ruga și v-aș provoca care dintre dumneavoastră ați fi în stare să-mi dați degetul mic. Să vi-l tăiați acum și să mi-l dați mie. E degetul mic. Luați-l de la mâna stângă. La noi suntem în stare să renunțăm la mult. Și am nu că-s păcătoși, că dacă sunt păcătoși să se ducă în lume, că-s păcătoși, că n-au iubit pe Domnul. Dar abia așteptăm să-i luăm locul, să dăm afară cu el, că nu ne place, nu ne simpatizează. Că, nu știu, nu vreau să mă plâng, am zis că nu mă plâng. Mie mulți mi-au zis, abia așteptăm să scăpăm de tine. Știți? Nu că mă plâng. Dar asta nu-i biserică. Nu-i biserică. Nu-i trupul. Tot ce vreți, numai biserică. A trebuit să ne doară de cel mai mic mădular. Că unii vor să trăiască în păcat și că mor în păcat, da. Dar nu luptăm, ridicăm, să nu-și facă, să nu știu ce. Mergem mai departe și este mireasă a lui Hristos. Mireasa lui Hristos.
Mireasa lui Hristos, 2 Corinteni, 11:2, că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat care să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Aici am vrut să ajung, ca mireasa lui Hristos, înseamnă că va avea o părtășie deosebită de, cu Hristos, ca la fel ca părtășie între soț și soție, o părtășie deosebită, o relație deosebită. În Vechiul Testament, Israelul avea o părtășie, era o națiune favorizată, cu un rol special și va mai fi în viitor. Dar dintre toți răscumpărați, biserica va avea un rol favorizat, deosebit. Această logodire, această logodire are niște etape. Are niște etape. Merem pe scurt. Prima avea loc logodirea. Era actul, se făcea un act cu martor. Dar era foarte serios. Prin care tatăl fetei dădea mirelui mireasă. Dacă ne vom uita în Biblie, vom vedea că mireasa lui Hristos este darul tatălui pentru fiu. E darul tatălui pentru fiu. Darul ăsta a fost pregătit înainte de întemeierea lumii. Înainte de întemeierea lumii. Și foarte important să le înțelegem. Efeseni 1:4, în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Și fără prihană înaintea lui, ca să fim sfinți, și fără prihană înaintea lui, păcii în dragostea lui, ne-a rânduit mai înainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Apoi avea loc pregătirea. Să știți că logodna nu se mai putea rupe, dacă se rupea era divorț. Era divorț. Avea loc pregătirea, mirele stabilea data nunții și el își pregătea casa pentru viitoarea mireasă. Pentru viitoarea mireasă. În timpul acestei pregătiri, el trimitea din când în când miresii sale daruri să-i aduc aminte. Că logodna dura și un an. Poate chiar și doi. Apoi avea loc, noi suntem în pregătire, suntem în etapa de pregătire. Apoi avea loc nunta, mirele mergea și își lua nevasta de la casa părinților, primea o binecuvântare, se făcea o rugăciune de binecuvântare peste ei și lua acasă la el. Mireasa, biserica ca mireasa de Hristos, va veni mirele din cer ca să o ia și să o ducă acasă la el. Să știți. Și apoi avea loc un ospăț care dura cel puțin o săptămână, în care, exact cum scrie în Biblie, erau invitați, anumiți invitați, li se dădea o haină de nuntă ca să nu se laude că unul era mai slab îmbrăcat și altul, să nu fie pricină și să se poată bucura tot. Doar nu te bucurai tu în zrențe să stai lângă unul în purpură. Nu te puteai bucura. Pentru câți bani are ăsta și eu n-am. Și atunci se dădea o haină, la fel, cu toate că erau așezați pe locuri. Fiecare primea locul. Noi suntem în vremurile de pregătire și așteptăm nunta mielui când va veni mirele să-și ia mireasa acasă. Și sunt foarte multe texte în Scriptură. Că și însăși Domnul, ne Tesalonicen 4:16, cu un strigă, cu glasul unui anghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vor fi rămas, vor fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul văzut. Și astfel vor fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Acum, de ce se va bucura mireasa lui Hristos? Mireasa de lui Hristos va avea parte de două mari binecuvântări. Ca și pe pământ, ea va lua parte la moștenirea fiului. În Evrei 1:2, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a făcut moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Tot ce aparține Fiului, și sunt alte teste în Scriptură,
va aparține și mireise. Vom moșteni toate lucrurile, zice. 1 Corinteni 3:1 zice cu 21, nimeni să nu se fălească, dar cu oamenii, cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Tatăl i-a dat fiului toate lucrurile sub picioare și mireasa va moșteni împreună cu el toate lucrurile. Și voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Vom moșteni un trup de slavă ca și Hristos și apoi vom fi desfătarea fiului. Mireasa va fi desfătarea fiului. Va fi întotdeauna cu el, se va bucura totdeauna de el și va domni împreună cu el peste toate lucrurile. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să desprind trei adevăruri. Trei adevăruri. Mai ales în vremurile de astăzi. Biserica reală. Biserica reală, am uitat să vă spun că niciodată în Scriptură biserica nu-i numită clădire, este superioară oricărei instituții și oricărui stat. Ea este protejată de numele Tatălui și are puterea Duhului Sfânt și este superior. Este cel mai valoros lucru din lumea de azi. Este sarea pământului, lumina lumii, trupul lui Hristos în lume. Și încă al treilea lucru care pe noi nu ne place foarte, indiferent de cât suntem noi de slabi, și indiferent de toate împotrivirile, împotrivirile diavolului, împotrivirile oamenilor, planul lui Dumnezeu cu biserica mere înainte. Să știți, nu este nimeni care să poată să-l oprească, nimeni este nimeni care să poată să se împotrivească, ce funcționează după planul lui. După planul lui. Cel mai grozav lucru din lume e să faci parte din această biserică. E singurul lucru care rămâne veșnic și singurul lucru singurii care vor domni peste lume. De-aia se pune marea întrebare, că la asta am vrut să ajung, eu trebuie să mă întreb, fac parte din biserica reală? Mă pregătesc cu adevărat de nuntă? Mă pregătesc cu adevărat de nuntă, dacă cu adevărat le cred. Le-am prezentat să înțelegeți valoarea extraordinară a lor. Foarte rapid și nu știu cât de mult am reușit. Și acum când le pricep cât de lucruri mari sunt pregătite de Dumnezeu pentru mine, să pun întrebare, păi măi, eu mă pregătesc? Dacă nu mă pregătesc, înseamnă că nu fac parte din biserică. Înseamnă că nu fac parte din biserică. Și există trei lucruri care o caracterizează o mireasă. Și trei lucruri care ne-ar trebui să ne caracterizeze pe noi. Ați văzut o mireasă? Ce caracterizează pe ea primul? Ea tot timp, nu se gândește decât la mire. Tot timpul nu se gândește, ea caută tot, se gândește în fiecare clipă, în fiecare moment să fie lângă el. Apare în Psalmul 42, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Eu șocat. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Eu aș fi spus, sunt stare să zic, Doamne, dacă se poate, cât mai târziu. O mireasă adevărat
duce dor după mire. Dor după mire. În românește și în german este cuvântul sensu, dar românește iubești atâta de mult că te dore. Că te dore. Nu vin numai, vin duminică să văd ce mai, mă mai potinesc în cutare, în lucuța și în tot. Păi iubiții mei, o mireasă tânjește după mire. Păi așa cum zice în Apocalipsă, nu? Cum zice în Apocalipsă. Duhul și mireasa, unde-s? Zice, da, Duhul și mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Mi-aș dori nor de mult, mai ales că-s vremurile din urmă. Doamne, pune în noi acest dor după tine. Și să strigăm, vino Iisuse, că te așteptăm. Vedem semnele vremurilor din urmă și Biblia zice, că ce zice? Noi ne îngrijorăm și mie îmi tremură inima de multe ori, mă gândesc, voi vin vremuri grele de tot, cum să fug mai iute, unde să fug? În ce capăt de colț de lume să mă ascund? Ce zice Scriptura? Când veți vedea aceste lucruri, bucurați-vă și ridicați ochii în sus, că izbăvirea voastră este. Apoi, vreau să mă duc spre încheiere, o mireasă vrea să placă mirul ei. Biserica are un mire sfânt care și-a dat viața pentru păcat. Și o mireasă vrea neapărat, ea dă afară tot ce crede că mirul ei nu i-ar place. Văd la noi, nu vreau să spun. Și Scriptura spune, nu vă potriviți chipului veacului, dați afară, să nu se pomenească între voi astfel de lucruri. Noi credem că vom merge ca mireasă și, nu că Scriptura vorbește, că mai este un alt bărbat, lumea. Și încercăm cum am putea să împăcăm și pe unul și pe altul. Și cea mai deasă întrebare care o punem fiecare din noi, și asta e păcat. Și asta e păcat. Păi iubiții mei, o mireasă vrea să placă mirelui. Se sfințește, curăță absolut, chiar dacă unii zic că e fanatică, îngustă. Ea nu umblă să-i împace. Mă gândeam să încep, că se vorbește foarte mult teologii, zic că este o cetate a Dumnezeu, o cetate a lumii. Noi vrem să plăcem cerului. Sau nu? Mă uimesc de multe ori, când ne potinim în cel mai mic lucru. Ai, prea greu, asta e prea nu știu ce, se poate și fără. Asta caracterizează. Cum am putea să merem în cer, făcând cât mai puține pentru mine? Gândiți-vă, ați lua o mireasă care s-a gândit tot timpul, cum să fac cât mai puțin din lucruri care se placă mirelui, dar el totul să mă iei de mine. Ca bărbați, gândiți-vă. Ați lua? Ați lua? Am mai explicat asta și o spun de multe ori, ca soții. Ți-ar place să vină bărbatul tău și nu, că toți avem câte o poză cu sau pe telefon, câte o poză cu soția, cu copii, și să vină bărbatul și să zică, știi, asta e soția mea numărul 1, în spate e soția numărul 2, 3, 4, 5. Îți place? Eu aș muri. Sau ca soț să vină soția și să-ți arate și să zică, uite, ăsta e soțul meu principal, dar el țin cel mai mult, dar ăștia și ăla, ținuți în rezervă. Mai am 2, 3 în rezervă. În caz că nu mă înțeleg bine cu el, mai am. Nu mă duc la o familie, că și asta am vrut să spun la unul, mă duc la o familie și m-a șocat total. Familie, căsătoriți, nu? Ăsta e frigiderul meu, nu mai țin minte, dulapul ei, mobila aia de acolo e a mea și zic, dar nu sunteți familie.
Ba da, zice, dar tu nu știi niciodată ce sunt vremurile de astăzi, nu? În caz că ne despărțim, eu îmi iau ceea meu și ieșea și tot e aranjat. Păi măi, zic, nu vezi că trăiești cu gândul divorțului în minte? A, tu ești în curs. Tine nu se... O mireasă caută părtășia mirelui. O mireasă vrea cu orice preț să placă mirelui. Și al treilea lucru ce caracterizează o mireasă, o mireasă e în stare să renunțe la orice pentru mire. La orice pentru mire. Filipeni 3 cu 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul nostru. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. O mireasă renunță la familie, renunță la prieteni de multe ori, la prietene, la casa părintească, pentru mine. Eu cred că vin vremurile, așa am asta mai spus de multe ori, în care va trebui să dovedim, nu prin vorbele noastre, prin vorbele noastre, că cu adevărat îl așteptăm pe mine. Prin fapte va trebui să se vadă. Ca să ne înscriem și noi. Cine vrea, că nu toți, nu e obligator. Mi-a plăcut, am întâlnit pe mulți din biserică care mi-au spus, unii vor să doarmă, deci nu poți să-i scoli orice faci, orice vrei, orice faci. Da, lasă-i să doarmă. Dar în vremurile în care va trebui să fim în stare să anunțăm la orice, pentru mire. Pentru mire. Și tot ce am pierdut aici, vom câștiga însutit și miit în cer. În cer. Eu închei, mă duc spre mult. Eu vă doresc din toată inima, la fiecare dintre dumneavoastră, îmi doresc mie și vă doresc la fiecare dumneavoastră. Doamne, s-a vorbit despre tărie. Doamne, fă-ne să fim tari. Întărește Duhul nostru, mintea noastră, sufletul nostru. Pentru că venirea Ta e aproape. Domnul vine. Și oricine aude să zică, Maranata, vine Iisus, vino Iisus. Vino Iisus. Amin. Slăviți să fie Domnul. Domnul vine. Maranata, oare cum suntem noi? Oare cât suntem de pregătiți ca să putem să ieșim într-o întâmpinare? Să ne ajute Domnul ca să ne pregătim pentru nunta mielului. Aceasta va avea loc în văzduh. Fiecare să ne facem o cercetare profundă a vieții noastre. Sunt făcriile aprinse? Avem un de lemn în candele noastre? Suntem gata ca să ieșim într-o întâmpinare? Doamne, îndură-te de noi și ajută-ne! Domnul spune căci va avea parte de cei ce deci, să fie chemați la nunta mielului, pe cei care au inul subțire, strălucitor și curat, care simbolizează ce sunt faptele neprihănite ale sfinților. Ajută-ne, Doamne, la aceasta! Și apoi Domnul fericește pe cei ce sunt chemați la ospățul nunții mielului. Ai vrea să fii chemat și tu? Aș vrea să fiu chemat și eu? Doamne, te rugăm, dă-ne putere să rămânem în dragostea Ta, să urmăm cuvântul Tău și ceea ce Domnul ne-a vorbit în această dimineață, să ne ajute Domnul să punem în practică îmbrăcămintea creștinului și pregătirea noastră pentru nunta mielului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și în această rugăciune să rugăm pe Domnul că El să lucreze în continuare în viața noastră, să ne pregătim zi de zi, ceas de ceas, clipă de clipă, ca într-adevăr, când va suna trâmbița lui Dumnezeu, cu toții cei ce suntem prezenți aici,
și cei care cheamă numele Domnului, Dumnezeu să ne ajute să fim răpiți la El, unde vom fi pentru totdeauna, acasă în veșnicie. Să ne rugăm înaintea Domnului și să-i mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, căci a fost cu noi aici. Lăudați să fie Domnul! Ne închinăm înaintea Domnului! Asta, Doamne, venim cu mulțumire înaintea Ta, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru rugăciunile care le-am înălțat înaintea tronului Tău de milă și de îndurare. Vrem ca pacea Ta să ne soțească în mersul nostru pe acest pământ și îți mulțumim că o vei face și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toți în veci. Amin, amin. Reocupăm locurile. Aș vrea să fac câteva anunțuri înainte de a ne despărți din locul acesta. În primul rând, mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Domnul să binecuvinteze familia Adam, Cezar și Cristina. Ne încredințăm în mâna Domnului. Nu știm în ce zonă vor fi localizați în România, dar duce salutul bisericii, Iuda, versetele 20 și 21. Iar un salut personal pe care vi-l dau în dimineața aceasta, din Faptele Apostolilor, din capitolul 20, versetul 32, și spune în felul următor. Și acum, aici spune fraților, îi spun și acum, familia Adam, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Domnul să vă binecuvinteze. Ar fi fost frumos ca ei să stea la ieșire și fiecare să ne rămas bun, dar având în vedere restricțiile pe care le avem acum, doar le dorim harul, pacea și faza îngerilor lui Dumnezeu să fie peste ei. În continuare, vă anunț că s-a sosit revista Apa Vieții, toți cei care doriți și vreți ca să citiți, le puteți găsi pe holul bisericii, în care puteți să beneficiați de ele. Apoi, dacă există cineva în adunare din Amstetten și poate să ia revistele care sunt puse pentru această biserică, la urmă puteți merge să luați legătura cu fratele David și el vă va da ceea ce aveți de dus
în Amșteten. În continuare, vă dorim o după masă binecuvântată de Domnul. Slujbele în cursul săptămânii rămân nemodificate și Domnul să ne păzească să fie cu noi și să ne ajute ca și după masă, cu ajutorul Domnului, la ora 17, să ne întâlnim în casa Domnului. Domnul să fie ocrotitorul vostru, al familiilor dumneavoastră. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.